Dragile mele, dragii mei, astăzi vă prezint un ritual, pentru că foarte multă lume îmi cere ritualuri pentru a atrage iubitul sau iubita fără fotografie. Am văzut că vă este foarte greu să obțineți o fotografie a persoanei, deși acum sunt foarte multe metode Facebook unde puteți găsi fotografii, dar eu vă aduc astăzi un ritual. Acest ritual este mai mult pentru îndulcirea persoanei, pentru ca el să fie mai accesibil nouă, deci să vină mai ușor la noi, să-l atragem mai ușor și să fie mai, de exemplu, să ne sune mai mult dacă e plecat de acasă, să fie mai îndrăgostit de noi. Dar dacă îl faceți cu încredere, cum vă spun eu, pentru că aceste ritualuri, cum să vă spun, unii oameni nu cred și atunci dacă nu crezi, nu-l fă, pentru că nu va funcționa. Și dacă nu credeți, nu vă uitați la aceste videouri pentru ritualuri, pentru că dacă aveți îndoieli, nu-l faceți, că nu iasă. Deci dacă dumneavoastră aveți încredere și îl faceți cum vă spun și cu încredere, sigur funcționează, pentru că mie mi-a funcționat și atunci sigur va funcționa și la alții. Acest ritual să-l faceți într-o zi de vineri, nu contează dacă e lună plină sau lună nouă, ar fi bine să fie un pic lună în creștere, dar să-l faceți seara într-o vineri, seara sau noaptea, pentru că noaptea este mai, magia este mai puternică decât peste zi. Peste zi s-ar putea să nu fie așa de eficient. Deci îl faceți într-o zi de vineri. Nu trebuie să scrieți pe lumânări de data aceasta. Trebuie să aveți două hârtiuțe, așa. Asta e pentru a mișca energia, pentru ca el să se întoarcă la dumneavoastră. Să vă dorească foarte mult. Și acesta aveți nevoie de anason. Anasonul este foarte, foarte bun pentru dragoste, pentru ca el să vă iubească, să fie îndrăgostit, să vină la picioarele dumneavoastră. Miere, avem nevoie, miere și scorțișoară. Să vă explic cum faceți. Scrieți pe hârtiuțe numele lui sau numele ei, că poate sunt și bărbați care vor să facă așa ceva, tu îmi scrii numele persoanei. Și pentru bărbat cu bărbat, femeie, pentru femeie, dacă sunteți a plecat, am avut cazuri în care a plecat ea, de la ea. Și atunci este voie și pentru femei cu femei, da? Scriem numele lui, că pentru că eu sunt femeie, da? Și numele meu, numele dumneavoastră, da? Și lăsăm astea, uite așa. Ce facem noi acum? Luăm miere, da? Și facem lumânarea lui. Trebuie să aveți două lumânări roșii. Dacă nu aveți roșii, să fie roze, dar nu altă culoare. Nu altă culoare, roșie sau roză. Roșie e pentru iubire, pasiune. Deci noi vrem ca el să ne iubească cu pasiune. Dar dacă, de exemplu, este un bărbat pe care dumneavoastră nu-l cunoașteți încă foarte bine, deci sunteți la începutul relației și vreți pe acel bărbat să folosiți roz. Pentru că roz este pentru îndrăgostire, pentru ca inima lui să vă aparțină. Apoi faceți încă o dată pentru dragoste, da? Pentru pasiune. Acest ritual se face doar o singură dată, exact cum vă spun, și nu trebuie de 7 zile sau nu. Doar astăzi. Deci, țineți așa lumânarea și o puneți miere pe ea. Ai miere cu deodată. Deci, trebuie să aveți încredere pentru că aceste ritualuri sunt minunate. Este foarte adevărat. Funcționează foarte bine. Mie mi-a funcționat foarte bine. Pentru toată lumea la care am făcut. Cine spune că nu e adevărat, se înșală. Energiile și
merg și dacă știi cum să folosești, să ai energii bune, atunci totul este adevărat. Orice se poate, orice este posibil, doar noi spunem asta, nu? Deci tot ce faceți dumneavoastră este adevărat și se împlinește. Deci acesta trebuie să vină la mine foarte îndrăgostit, să nu poate să stea fără mine, să nu poate să... Și apoi punem să vedeți ce frumos iasă. Uite ce frumos iasă cu lingurița, puteți să puneți și cu mâna, mai bine ar fi cu mâna. Pun cu o linguriță că mă murdăresc foarte rău. Nu mai pot face nimic. Trebuie să mă spăl pe mâini. Și dumneavoastră nu așteptați după mine. Așa. De-aia am pus aici o farfuriuță și așa pentru că o să cadă și nu e nicio problemă. Deci așa puțin să fie anason pe iata. Aici îi spune anais și nu mai știam cum îi spune. Așa. Deci asta este gata, puțin în nason, asta e a lui, da? Și pe dumneavoastră la fel. Punem miere, dar trebuie să o ținem, uite așa, de sus în jos, ia. Punem miere, punem. Așa, pe cealaltă. Nicio problemă. Uitați așa. Să fie bine, bine, bine. Plumsă cu miere. Apoi, din nou, punem anason. Pentru că anasonul este ca să aducă persoana înapoi la noi și să o atragă și să o rețină lângă noi pe acea persoană. Anasonul este tot ce este din natură, natural, este foarte puternic. Are proprietăți foarte puternice. Și... nu există magie neagră și magie albă. Trebuie să știți asta. Magia este doar energie. Nu, un moment, că sunt foarte murdară. Nu, să mă șterg puțin. Ce facem acum? După ce am pus, luăm scorțișoară. Scorțișoara este foarte puternică. Dacă dumneavoastră, când mergeți la un interviu, beți un ceai cu scorțișoară și cafea și miere, sau vă faceți o baie cu scorțișoară și cafea și miere, veți avea noroc. Nu știți ce bun energie vă dă scorțișoara și mierea. O să fac un video despre asta. Astăzi, cred. Pentru că noi, femeile, trebuie să știm multe lucruri. Dăm cu scorțișoară pe lumânări, da? Ca să le îndulcim, ca să ne iubească numai pe noi acest bărbat, da? Spuneți numele lui și numele dumneavoastră. Și ce facem? Numele lui, cu hârtia cu numele lui, o lipim, uite așa, pe lumânarea asta, da? Punem așa. Cred că dacă nu stă, trebuie să stea. Legăm imediat oricum. Și numele dumneavoastră, tot așa, pe următoarea lumânare, da? Numele sunt pe cam mari lumânările, dar... așa. Ce mai aveți dumneavoastră nevoie? Aveți nevoie de un... imediat vă arăt. Îl tai puțin. De o...
banderolă din asta roșie. O vedeți? Poate să fie orice. Orice aveți dumneavoastră de legarul și poate să fie și așa ceva, dacă aveți. Nu contează. Eu pun normal, așa. Vedeți? Și ce fac eu? Iau ortiuțele mai jos. Trebuie legate aceste, da? Legat. Aceste lumânări cu numele le ridicăm, uite așa. Cum să spun eu, asta trebuie să se vadă intenția dumneavoastră. Ce vreți dumneavoastră de fapt? Vreți să fii în acea persoană, să fie cu dumneavoastră. Și atunci trebuie să faceți ceva, da? Puțin dificil. Poate să fie asta mai mare, știți? Trebuia mai sus să le pun, cred. Nici o problemă. Orice faceți este bine făcut. Nu contează că e. Și apoi să mă șterg iarăși, pentru că iarăși m-am mulărit. Așa. Nu e nicio problemă. Faceți 7 noduri. Faceți 7 noduri la chestia asta. Mie nu cred că o să-mi ajungă asta pentru 7 noduri. Întorc așa. Și acum sigur mi ajungă. 1. Și spui, te leg să fii numai al meu, să vii la mine. 2. 3. Să nu poți să stai fără mine. 4. Cinci, șase, șapte. Uite, la unele lumânări nu stă mierea. Depinde din ce sunt făcute. Dar e suficient cât este, da? E suficient că este pe ea miere și anason și... Nu e nicio problemă dacă mai cade pe lângă sau așa, nu contează. Și imediat când le terminăm, le aprindem. Deci se face într-o zi de vineri. Se aprind lumânările, da? Trebuie să arunc asta. Am avut un mic accident. Așa. Eu am aprins lumânările între timp, după micul accident ce a fost. S-a speriat camera, deci înseamnă că este bine. Nimic nu se întâmplă degeaba. Să vină la mine să mă iubească, să mă sune, să mă sune, spuneți, să mă iubească, să mă dorească, să fie cum vreau eu, să se întoarcă la mine în pat. Cum vreți dumneavoastră să spuneți, eu vă învăț, așa trebuie să spuneți ce doriți cu acea persoană să se întâmple. Să faceți într-o zi de vineri, am mai spus. Spuneți și lăsați lumânările acestea toată ziua în vineri să se consume, să ardă tot ce este, dar trebuie să fiți foarte atente, să... Nu faceți ceva în casă greșit. Uite așa. Trebuie să stea ele. Da? Dacă nu stau, le puneți într-un castronel, știți, mai înalt. Bine? Deci dacă nu stau așa, că nici ele mele nu stau,
Puneți într-un castronel. Eu nu am castronel acum. Iar vrea asta să cadă. Și puneți într-un castronel și lăsați să se consume. Când sunt mai mici, probabil vor sta. Acum nu știu de ce nu stau, pentru că astea nu sunt... Nu sunt... sunt ascuțite. Și în jos și în sus. De aia nu vor să stea. Da, uite că stau. Până la urmă, sper să nu cadă. Așa, uitați-le. Deci dumneavoastră așa faceți, într-o vineri, nu contează și nu contează ora, dar ar fi bine să faceți seara, da? Nu contează ce lună este, aia vreau să spun. Dacă e lună în creștere sau lună în scădere sau ce lună o fi. Și veți vedea rezultatele, probabil. Dacă nu vedeți rezultatele, faceți următoarea vineri din nou, da? Același ritual. Pentru că s-ar putea să aibă nevoie de mai multe ori, pentru că nu este poză și nu. Aceste, fiecare ritual e altfel. Și v-am spus, ritualurile acestea sunt ca și medicamentele, ca o boală. Nu merge cu boala aceasta, cu, nu se vindecă cu una, dăm alt tratament, da? Facem alt ritual. Eu o să mai pun ritualuri multe pe YouTube și o să vedeți. Cam atât. Sper să vă placă. Ce mai vreau să vă spun? Nu îmi scrieți pe comentarii la videouri și pe YouTube. Nu îmi scrieți numele dumneavoastră adevărat și complet. Și nici nu îmi scrieți, vă rog frumos, data nașterii. Pentru că sunt oameni care vă pot lua data nașterii și numele. Și pot intra în conturile dumneavoastră bancare. Deci sunt hackeri care urmăresc e-mailurile, care urmăresc, vreau să spun, YouTube-ul. Și atunci, dacă dumneavoastră îmi lăsați în comentariu, mă numesc nu știu cum și sunt născut la data de... Ei de aia au nevoie de nume și de data dumneavoastră de naștere. Pot face orice minuni. Aveți grijă, eu am lăsat că am, adresa mea de e-mail este natitarotasia@gmail.com. Acolo puteți să-mi scrieți ce vreți dumneavoastră și este mult mai bine pentru dumneavoastră, da? Cam atât, vă mulțumesc foarte mult și vă aștept la un nou ritual.